dacă există liberul arbitru, unde ar fi localizat acesta ca să rupă lanțul cauzal? Pentru că dacă vorbim, cum ați spus, de liberul arbitru în sens libertarian, atunci ar trebui să fie cumva o acțiune dintr-o sursă a omului, ca să fie responsabil el. Și trebuie să rupă lanțul acesta al determinării lui complete, să zic. Și atunci, dacă ne gândim că ar fi în creier sau undeva în partea fizică, am putea spune că partea neuronală este cauzată continuu. Cum ar trebui să vedem lucrul ăsta? Da, eu cred că dacă vorbim de un lanț cauzal sau liberul arbitru, este o facultate a sufletului nostru. Deci sub nicio formă nu este ceva la nivelul fizic. Deși implică și fiziologia noastră și creierul, bineînțeles, dar dacă intrăm și în filozofia minții, cu siguranță ne dăm seama că există niște calități ale minții umane care trec dincolo de fizică, de biologie și chimie. Și atunci Dumnezeu, asta spuneam chiar la început, este parte din chipul lui Dumnezeu în noi să avem această posibilitate să luăm o decizie. Și aici cred că este foarte important, pentru că, de exemplu, mulți care susțin determinismul ca ideologie spun: păi uite, noi când luăm o decizie, de fapt, nu luăm o decizie că vrem noi, ci luăm o decizie că am fost direcționați și au fost alte decizii. Da, mergi, de exemplu, și vezi o înghețată, ca să revin la înghețată, da? Păi nu iei decizia doar că ai vrut tu așa de acasă, neapărat, nu întotdeauna. Uneori poate mergi pe stradă cu alte gânduri și culmea, acolo în fața ta ți apare chioșcul sau ghereta cu înghețată, culmea, vezi exact înghețata care îți place, pofta din tine se activează și, de fapt, ce ai ajuns să faci? Ai ajuns să dai curs poftei de înghețată pe care o aveai în tine și atunci nu ești așa liber sau nu ai liberul arbitru cum îți imaginai. Și aici aș spune că trebuie să facem o distinție între cauza primară și cauzele secundare. Pentru că în acest univers este adevărat că noi nu trăim așa ca pe niște autostrăzi separați unii de alții. Eu am drumul meu și nu se intersectează cu nimeni și cu nimic altceva. Altul are drumul lui și tot la fel nu se intersectează. Aici sunt cei care o fac cu un fel de idol din liberul arbitru. Deci își imaginează că ei sunt singuri în tot universul și fac ce vor, când vor și nimeni nu-i deranjează pe nimic. Ei, nu-i chiar așa. Mai degrabă lumea este ca o țesătură și ne lovim și ne interacționăm unii cu alții și ne influențăm unii pe alții și influențăm deciziile pe care noi le luăm. De aceea putem vorbi de N cauze secundare care intervin în dinamica aceasta a deciziilor. Este ca la, dacă vrei, imaginează-ți niște piese de domino pe care le așezi unele după altele și în capăt pui o mingiuță. Și apeși cu degetul pe prima piesă de domino, prima pică pe a doua, a doua pe a treia și așa mai departe, unele după altele, și ultima lovește mingiuța și se mișcă un pic, da? Și întrebarea este: ce a mișcat mingea? Acum, dacă noi ne imaginăm toate aceste piese de domino ca fiind niște agenți cauzatori, da? Ar putea să spună mingea: păi m-a mișcat piesa asta care a căzut pe mine. Dar ea ar putea să spună: stai un pic, că de fapt nu eu te-am mișcat, ci piesa asta m-a mișcat pe mine și eu te-am mișcat pe tine. Și cealaltă să spună tot așa. Și atunci, de fapt, întrebarea reală este: cine a mișcat mingea respectivă? Și răspunsul este: da, dintr-un anumit punct de vedere e corect să spunem că o piesă de domino sau N piese de domino, dar pe de altă parte, cel care cu adevărat a mișcat mingea este primul care a apăsat pe acea piesă. Și aici cred eu că este localizat liberul arbitru. Noi, de exemplu, putem fi influențați de multe lucruri, de ereditate, de constituția fizică, de anumite predispoziții, de prietenii din jur, de anturaj, de pofte, de N lucru putem fi influențați. Astea sunt piesele de domino care vin peste noi și ultima întrebare: cine apasă pe buton? Cine decide? Și răspunsul este: noi apăsăm pe buton. Deci liberul arbitru are de-a face cu această facultate decizională, practic în momentul în care eu am optat. Până să optez, e adevărat, nu sunt într-un vid decizional, adică nu mă influențează nimic. Da, sunt N influențe, dar existența lor nu mi-anulează liberul arbitru. Deci existența acestor N influențe nu înseamnă că până la urmă eu sunt cel care decid. Ca exemplu, uite, nu se întâmplă de două ori la fel. Pot să merg de două ori pe aceeași stradă, să fie exact aceleași condiții, aceeași înghețată, același vânzător,
aceeași poftă și odată să spun da și cumpăr înghețata și o mănânc, altădată spun nu și trec pe lângă. Și, nu, și iată cum, de fapt, liberul arbitru s-a exercitat în momentul deciziei, în momentul în care am optat pentru o anumită acțiune și mi-am asumat-o. Și de aceea aș spune că nu trebuie să facem o confuzie între cauza principală a deciziilor noastre și elementele secundare care ne pot influența. De exemplu, cineva mă enervează, da? Mă influențează și îl văd că mă enervează azi, mă enervează mâine, mă enervează tot timpul și îmi vine să-i dau o palmă, că mă tot enervează. Dar nu înseamnă că neapărat trebuie să-i dau palma respectivă. Da? Deci am această, și am luat decizia să nu-l lovesc. Această decizie ține de liberul arbitru și a rupt lanțul cauzal. Până la mine poate au venit multe piese de domino să iau invers acum, să mă lovească pe mine și am spus stop, nu vreau să acționez așa. Deci unde este localizat, este localizat în interiorul nostru, liberul arbitru, în sufletul nostru, dincolo de lumea fizică, deci în partea spirituală, dincolo de materialitatea noastră, și se activează cumva, deci iese la suprafață în momentul în care eu optez pentru o anumită decizie. Da, interesant. Acum cei care cred, care susțin determinismul, ar spune că niciodată nu o să aveți exact aceleași condiții, pentru că a trecut un timp, cel puțin timpul a trecut și nu o să mai fiți în exact aceeași poziție cu vânzătorul. Un alt lucru important și interesant aici poate este cum este posibil ca sufletul sau partea spirituală să acționeze pe partea fizică. Cumva asta este problema veche dintre spirit și corp. Minte, asta e la problema filozofiei minții. Nu știu, da. Care este viziunea dumneavoastră aici, așa pe scurt, dacă vreți. Da, eu cred că există o unitate. Eu privesc omul ca pe o unitate psihosomatică și deși de dragul discuției academice și pedagogice putem să facem această distinție între partea spirituală și partea materială, fie că suntem dihotomiși sau trihotomiși, nu contează. Eu cred că mai degrabă omul este o unitate psihosomatică, trebuie să o privim ca pe ființă în integralitatea ei, sufletul nefiind separat de corp și invers, corpul nefiind separat de suflet câtă vreme suntem în viață. Și atunci fiecare acțiune influențează, deci dintr-o zonă, repet, distincția o fac acum doar pedagogic, o influențează pe cealaltă. Adică trăirile noastre la nivel sufletesc, modul în care ne cultivăm sufletul și virtuțile vor influența trupul nostru și modul în care alegem să folosim trupul influențează sufletul nostru. Deci există o legătură între cele două care nu poate să fie explicată. Deci orice mod de a încerca, sigur, au încercat de la René Descartes și alții care au încercat să explice, da, cum e că e o mașină, nu e o mașină, e întindere, nu e întindere, deci au încercat să-și pună această, unde se găsește sufletul, că e nu știu ce glandă, că e, deci toată discuția asta, dar este o unitate care cred că ține de actul creator al lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, este o unitate tainică care se desface când omul moare și sufletul este separat de trup. Și concluzia la întrebarea asta mai degrabă este aceea că întotdeauna ce facem la nivelul sufletului influențează trupul și ce facem la nivelul trupului influențează sufletul, fără îndoială. Deci nu există să localizezi ceva doar într-o zonă și să rămână acolo. Orice facem ne influențează peste tot ca ființe umane. Cum anume se leagă ele, nu cred că putem să explicăm. Până la o legătură între nu material și imaterial, nu între fizic, nu și imaterial, între lumea, omul exterior și omul interior, e greu de găsit această corespondență, pentru că trebuie să fie până la urmă un liant și în asta poate să fie ceva legat de sufletul lui Dumnezeu, de chipul lui Dumnezeu. Nu e foarte interesant. Dacă ne uităm, Hristos a fost da, o singură persoană cu două naturi, natură umană și natură divină. Și aceste naturi erau unite, dar fără a fi amestecate, erau deosebite, dar fără a fi separate, nu formularea de la Nicea. Și atunci, deși nimeni nu știe cum erau unite, dar fără a fi amestecate și erau deosebite, dar fără a fi separate, totuși așa era. Și eu cred că așa este și sufletul și trupul omului.
este unit, dar fără a fi amestecat, și este deosebit, dar fără a fi separat. Deci, și e interesant că asta este practic argumentul, cred că știi, al lui Blaise Pascal în Le Pensée, modul în care el încearcă să vorbească despre existența lui Dumnezeu, arătând că de fapt există o legătură între Constituția omului și Hristos, care s-a întrupat fiind Dumnezeu și om adevărat, și atunci Hristos și creștinismul explică cel mai bine condiția umană. Ăsta era argumentul lui. Deci, ceva de genul ăsta. Ar vedea, dacă la Hristos avem cristologia, la noi avem o antropologie biblică care le explică, dar le ține într-o tensiune, într-o dialectică. Mulțumesc! Foarte interesant răspunsul!